Salutare! Bine am găsit la o nouă ediție a podcastului în Dodi. Noi suntem, ca de obicei, în Dodi și astăzi discutăm despre capitolul 8 din cartea lui Michael Humer, problema cu autoritatea politică. Capitolul numindu-se Evaluarea teoriilor sociale. Dar înainte de a începe, o să vă rog mai întâi să dați jos un like la video ca să se ducă în algoritmul YouTube-ului. Acum, poate. Puteți să-l dați înapoi după aia. Adrian, de asemenea, vă vedem. See you. De asemenea, jos aveți un buton de subscribe dacă vreți să fiți la curent cu ce alte videouri mai postăm sau când mai apare un episod al podcastului. Și bineînțeles, dacă la sfârșit considerați că video-ul merită împărtășit cu cineva, puteți să vă folosiți și de link-ul de share să îl răspândiți și în afara YouTube-ului, dacă, Doamne ferește, se întâmplă așa ceva. Tot jos în descriere o să găsiți și un link către un cont de Patreon dacă vă simțiți cu tare de mână să sprijiniți financiar proiectul nostru. Sunt link-uri și de Bitcoin și de Ethereum. Capitolul se numește Evaluarea teoriilor sociale. În acest capitol, care este primul din partea a doua cărții, în care Humer încearcă să creeze nouă teorie socială opusă, să zicem, status quo-ului actual, fără autoritate politică. Și în acest capitol el prezintă anumite aspecte pe care trebuie să le avem în vedere atunci când evaluăm, când criticăm diverse teorii sociale. Și prezintă câteva, să zicem, considerații generale. La început trebuie ca această evaluare să fie comparativă, să fie acoperitoare. După aceea încearcă să pătrundă puțin și în natura umană, să vedem cum se integrează ea în teoria socială, pentru că omul este afectat de organizarea societății în conform teoriei respective. Și la sfârșit vorbește și despre utopii și cum status quo-ul, să zicem, actual influențează gândirea, evaluarea acestor teorii sociale. Și aș vrea să încep cu câteva considerații generale, și anume criteriul comparativ. N-ar trebui să spunem despre o teorie socială că este bună sau rea, ci dacă este mai bună sau mai rea decât alta. În tine, mai e un punct pe care Humer oarecum îl sare în capitolul ăsta, și anume el nu pare să răspundă la ideea. Deci el se focusează clar, zice, domne, evaluăm teoriile sociale, trebuie să le comparăm una cu alta și pune comparare rațională. Nu? Parcă evaluare rațională. Deci, ok, de ce evaluare rațională? Nu știm, apare de neunde. Adică dacă atunci când am citit și am vrut să fiu avocatul diavolului și mi-am adus aminte clănțănitoarele alea, sigur, dacă ați discutat cu cineva o să primiți replica: domne, dar numai logică există pe lumea asta? Wow. Adică nu trebuie să fie și e mai mult. Omul e mai mult decât o mașină de calculat, rațional. Mai târziu un capitol avem răspunsul și de ce primești răspunsurile astea de la unii oameni, dar și de ce, să zicem, trebuie totuși o abordare rațională a
teoriilor sociale. A teoriilor sociale. Anume faptul că vrei să le aplici în realitate. Ori realitatea asta în care trăim, cel puțin la nivel macromolecular, respectă întru totul principiile de bază ale gândirii, principiile, stările logicii, de exemplu. Da? Un lucru ori e, ori nu e, nu poate să fie între. Vorbesc la nivel macromolecular, da? Asta care poți să iei și să pui mâna pe el. Mm-hmm. Și să strigi, există. Și să strigi, există, da, exact. Și așa că de asta e vorba de o analiză rațională, pentru că vrem să-și facem ceva cu ea, nu doar artă. Da, și vrem să poată fi verificate lucrurile ale. Și cum să le verifici? Unde să le verifici? Că dacă întrebi pe oameni ce simt, aia nu e o verificare. Și... plus că... cercetare de piață? Chiar și așa. Cea, nu, dar nu e o verificare. Cea mai viciată cercetare de piață e aia în care te bazezi pe răspunsuri. Pe răspunsurile la un... pe self-reporting. Raportarea de sine. Da, eu m-am simțit... La raportarea de sine, de exemplu, Coreea de Nord este țara cea mai fericită din lume. Da, acolo zici că e... Păi da, exact. Face cu poliția. Da, urmată de țările nordice. Unde să sinucid. Unde să sinucid și dacă nu să sinucid, iau pastile. Dar ăia de ce să fericiți? Ca să nu să sinucid? Nu știu, că trăiesc încă. Da, eu încă nu m-am sinucis. Păi doar aia care trăiesc, poate sunt fericiți. Păi și ăsta e un bias în raportarea. Și aia care au murit poate fi fericit. Da, da, de la ăia, păi ăia e mai greu să-ți răspundă la întrebări. Da. Nu, eu zic, e mai posibil să fie fericiți. Deci, să trăiești în Danemarca, au scăpat. Trăiești viața veșnică. Da. Că tu vorbește humor de analiză comparativă. Dar apropo și de raționalitate, mai încolo zice că și firmele care sunt conduse pe baze raționale au mai mult succes. Deci rațiunea nu e așa o chestie ideologică că vrem noi ca lucrurile să fie raționale, ci s-a dovedit că sunt dar și efect, empiric dau rezultate. Așa, scuze, te-am întrebat. Deci ai de definiția, comparație între... Definiția asta este instrumentalista a rațiunii, inclusiv miza sa de la definiția asta. Alocarea mijlocurilor, atunci te poți raționa. Vreau o alocare rațională a mijlocului, da, la da. Scop, că dacă tu vrei să zbori și îți cumperi papuci... Nu, e tot ce e rațional. Alocarea contează, nu trebuie să fie adevărată. Ah, ok, dar am înțeles, alocarea e. Da. Okay. Dar suplu e o alegere rațională. Când cineva consumă nu e corectă, dar e rațională. Da, e și asta o diferență. Bine, când cineva consumă o travă, știi? Tot așa. Crede că îi lungește viața, tot așa, e rațională, că asta crede. Asta crede. Chiar dacă e greșit. Nu, că asta îi explică mai încolo cum ar. Sau în fine, vrea să precizeze cum evaluăm niște lucruri. Păi, oamenii cum i-au hotărât? Pe credințe și pe, cum e, ținte, goals. Da. Da? Și asta susțin ce ai zis tu. Dacă el crede că o travă aia, să zicem, îi face bine, el ia o hotărâre rațională. Plus că să mai punctăm și chestia asta pe care am mai zis-o și mai... Nu există un adevăr absolut pe care îl putem găsi în nivelul de... între oameni, da? În societatea umană. În domeniul organizării sociale. În domeniul organizării sociale. Nu ai ca în fizică, biologie, chimie un lucru care pur și simplu așa e și nu e bun sau rău. În lumea umană, când zici natura umană, poate să fugi în asemănarea cu natura care e junglă. Dar natura umană nu e junglă. Natura umană face alegeri. Ok. Nu ai un adevăr de găsit, ci poți să lași oamenii să aleagă. Pot spune că nu-l impui, știi? Da. Nu-l impui. Dar așa poți găsi adevăr. Dar nu poți să-i spui, trebuie să faci un copil sau cinci copii. Dar nu există un bine de genul ăsta. Le-am un bine impus. Bine, dacă statul e adevărul, poți să-i impun. Da, a zis unul și atât.
Ei au zis niau. Știi mai bine ca experți că au calculat ea de 3 luni calculează. Sau pe Excel-uri. El dă un exemplu aici la de ce trebuie să evaluăm teoriile sociale comparativ, e mai bine sau mai rău, pentru că așa e și în trafic, de exemplu. Dacă ți iese un câine în față și ai de ales între a merge spre stânga și a da în de pe sens opus sau pe dreapta unde se joacă un copil, nu e o alegere bună de făcut. Doar o alegere mai bună sau mai rea. Sau mai puțin nefericită, da. Da. Dacă un ecologist dă pe strana de pe sens opus, nu? Da. Nu știu cum își calculează el. Nu dă peste câine. Depinde, s-ar putea să calculeze unde rade mai mulți oameni ca să salveze planeta și să decide în direcția aia. După aceea, ai cazul deseori întâlnit în lume, cazul, în momentul în care avem persoane axate doar pe un anumit altă problemă socială. În cazul șoferilor care conduc băuți. Care conduc beți. Și pentru ei acest subiect contează așa de mult încât dacă o anumită teorie socială nu ne rezolvă această problemă, teoria respectivă pică. Și să le rezolve și cum își imaginează ei. Asta e o nuanță deja. Dar mulți țin la, nu, asta trebuie interzisă. Păi când tu poți să zici, păi în libertarianism nu o să te intereseze dacă oamenii sunt băuți sau nu, că n-o să fie accidente de felul ălora. De ce? Alte soluții, nu știu, soluții tehnologice, nu intrăm în amănuntul. Zici că asta e atât, sau, nu, da, de, atât de speriat încât n-are încredere în drumurile alea private, în proprietate. A, ok. În timp ce un sistem totalitar îi livrează. De asta zic, ce spune Alex e că individul ăla s-ar putea să caute. Nu, eu vreau să fie o pedeapsă mare pentru condusul. Nu-i nevoie. Nu, dar eu vreau să fie. Ceva de genul ăsta. Și sau vreau să fie salariu minim. Păi n-avem nevoie, că să rezolv, că nu o să fie nimeni din sărăcie. Nu! Cum să nu fie nimeni din sărăcie dacă nu e salariu minim? Și ceva de genul ăsta. Și să-i critică un atașament pentru status quo, îi spune. Asta îți fie acoperitor, deci. Când compar două teorii sociale... Nu mai gândit eu, poți să zici cuprinzător. Cuprinzător, da. Okay. Să nu te axezi doar pe un anumit o problemă, știi? Să le iei pe toate și să vezi dacă cum răspunde fiecare teorie socială la toate. Bine, preferința acelei persoane poate fi. Uite, mai citam eu chestia aia la mișto din foarte... Kierkegaard. Kierkegaard spunea că a dori, dar cum era? Securitatea înseamnă a dori un singur lucru, ceva de genul. Wow. Deci persoana are doar reducerea accidentelor, nu are alte. Tu zici, păi uite, anarhocapitalism e superior oricărei forme de etatism, pentru că uite, zbifează cu tare, cu tare, cu tare. Nu. Prea puțin. Eu vreau să fie interesă băutor. Da. Un sistem totalitar, da, poate face. Uite, Mises, de exemplu, uite, dacă te gândești la un unic criteriu, ce zicea Mises? Păi nazism și în comunism și o majoritate. Da. Deci o lume fără șumaj. Uite, sau acum UE, apropo de, o să vrea să interzică căldura, de exemplu. Da. De asemenea, dacă ne referim la cele două mari tipuri de organizare societății, de tip etatic și de tip anarhic, nu putem să luăm, să zicem, comunismul sau nazismul de la etatism, iar trebuie să luăm cea mai bună variantă a etatismului, pe care să o comparăm cu mai bună variantă care ar putea rezulta din anarhism. Adică ce avem acum, democrație socialistă. Asta e principiul Steelman, să construiești o poziție. Da, de oțel, de fier. Un fel de om de paie, nu? Dacă ai invers omului. Opus omului de paie. Nu zic dacă ai comite. Dacă ai comite, da. În sensul că ei nu sunt aici, adică el scrie cartea la el în birou, da? Nu discută cu cineva în timp ce scrie cartea și atunci trebuie să-și imagineze care e poziția cea mai favorabilă. Celorlalți. Celorlalți. Da. Ca să compare cu ceva. Și asta e un pic... Poate să fie ca sfat, poate să se prindă ca sfat libertarienilor așa în general, că noi tindem să sărim
repede la... Păi nu ți ajunge cât se au omorât. Nu știu cât de bine te raportezi la, să zicem, o democrație liberală vestică sau la o monarhie, de exemplu. Cum, și aici niște între tatiști, unde monarhia e mai bună decât o democrație liberală. Sau... Între etatiști? Da. Nu, s-ar putea să găsești între libertarieni că monarhia e mai bună. Da. decât din nou, comparativ. Comparativ. Asta am spus eu, mai bună. Adică dacă un om zice că e... Adică, scuze, okay, zi. Da. Mă rog, dacă el poate să zică că e libertarian, dacă îl întrebi care e ținta finală și nu zice libertatea tuturor oamenilor și îți dă un alt sistem, atunci, ca în episodul trecut în care zici, păi atunci nu mai e stat dacă nu impune, atunci acești libertarieni nu prea sunt liberi, sunt mai mici, așa. Mai minarhiști. Mai minarhiști. Atunci și la anarhism. Unii zic, domne, anarhocomunismul este, ar trebui comparat cu cea mai bună formă de anarhism. Sau. Ce ai anumitându-l cu anarhism? Asta de unde? De unde a apărut? La anarhism, sunt mai multe forme de anarhism. Anarhocomunismul există, anarhocapitalismul, așa. Minarhismul sau alte forme de... Minarhismul nu mai e anarhism. Nu mai e anarhism, mă rog. Stai, ce ziceam eu, ce trebuia să zic? M-ai întrebat ceva? Ce-i sunat? Am zis niște lucruri răutăcioase. Că sunt mulți oameni care zic libertarian. De ce nu mai au? Dar acceptă niște impune. Pe scurt. Nu sunt. Dacă acceptă un pic de asta. Dacă acceptă un pic de impune, nu că poate să fie... Uite, monarhia e... Stat în condițiile pe care le-am definit în emisiunea precedentă, puteți să mergeți să vă uitați la. E scurt, o dați. 1.25. Nu, dar urmează și capitole. Uite, vorbeam cu Gabi cum a lăsat vinul mai bun la urmă. Deci niște capitolele astea care urmează sunt teoretizați anarhocapitalism. Și e vorba exact despre asta. Privatizarea, justiția, armata, nu știu ce. Eu mă gândeam dacă într-o discuție, apropo de că nu e fair să invoci totalitarism. Nu știu, dacă discutăm riscurile unei instituții și ne conformăm acelui criteriu, să facem analize comparative, sugerat de Humor, păi e un risc ăsta al etatismului. Statele totalitare sunt un risc al etatismului. Da. Mi se pare că apare bias ăsta pro status quo, în sensul că dacă o secretară de la Agenție Libertariană de Protecție se uită urât, sau e posibil să uite urât, sistemul e invalidat imediat. Etatismul, dacă are niște sute de milioane de morți, merge. Da. Mi se pare că poți folosi asta. Când vorbim despre riscurile unor sisteme și riscuri consumate, nu că estimăm noi, riscuri consumate, deci au existat. Noi nu discutăm, nu știu, noi plimbăm printr-o grădină de asta aristotelică și zicem nu, că riscul comunismului poate fi că mor sute de milioane de oameni, estimez. Nu, s-a întâmplat chestia asta. Nu. Criticile alea la anarhocapitalism, că stai puțin că merge o mafie. Ăla n-a fost comunism adevărat, nu? Nu uita mantra. Și cu de la care n-a fost adevărat, n-a fost de esență tare, de esență dură. Dar dacă aplicai... Nu, ideea este ca și, să zicem, exercițiul intelectual, care facem aici și pe care îl face Homer în carte, e bine totuși să mergem pe cea mai bună variantă de etatism, să zicem, măcar în cea în care mor cei mai puțini oameni, dacă nu... Nu, dar dacă discuția era riscurile unor aranjamente, da, putem voca chestia asta. Uite, sistemul ăsta duce la așa ceva. Sistemul meu nu duce, sau cel puțin e mult mai puțin probabil să ajungi de la anarhocapitalism la nazism. E mult mai greu să faci trecerea asta. În timp ce de la socialdemocrație la nazism o faci mult mai ușor. În 4 ani de zile. Peste noapte. Da. Peste noapte. Zice că s-a întâmplat, o că... Era socialdemocrație și după aia a fost o noapte și după pandemie. Aia a fost nazism. Nu. Zic atunci. La original. La nazism original. Da. Adică mult mai apropiată cultural, știi, decât alte chestii. Că vorbirea de monarhie și de democrație reprezentativă. Cum ar spune că modelul
statului mai bun, mai bunicel, e democrația reprezentativă. Păi nici monarhia, nici democrația reprezentativă nu ne spun nimic despre gradul de libertate din societatea asta. Doar sunt niște tehnici de alegere. Monarhia spune că alegi un lider prin succesiune, democrația reprezentativă spune că îl alegi prin vot democratic. De ele nu ne spun nimic de gradul intervenției. Poți avea și nazism cu democrație reprezentativă. Poți avea comunism. Poți avea, da, și chiar poți avea comunism. N-ai avut asta prin democrație reprezentativă. Dar poți avea, știi, la cum arată lumea acum. Lucrează UE lucrează acum la chestia asta. Dacă vi se pare că... Deci o metodă de selecție a unor lideri nu spune nimic despre gradul de... care confuzia, deci Hayek zice în Constituția Libertății perechile opuse sunt autocrație, democrație, liberalism, totalitarism. Astea sunt perechile opuse. Ori el nu face asta, el îți dă doar metoda de selecție, care nu spune nimic despre libertate. Da. Zice. După aceea, Humer trece la natura umană și aici vrea să prezinte un model simplificat pentru că va opera cu el mai departe în restul capitolelor. Se spune că oamenii sunt raționali, de exemplu aici, aproximativ raționali. Pardon. De exemplu aici, atunci când vezi o fată că se urcă în copac, pe o creangă din copac vezi o pisică, poți să intuiești cam de ce s-a urcat și ce vrea să facă fata respectivă. Și motivul pentru care poți să intuiești asta este că din scena pe care o vezi poți să faci niște presupuneri care presupunerile tind să fie cât de cât, adică au mare șansă să fie adevărate. Acum, nu e 100% sigur că sunt adevărate, adică fata poate să fie nebună, să pregătească să-și ia zborul, dar în mod în empiric, în 99-98% dintre cazuri, poți să îți dai seama că s-a urcat muța în copac să duce pe ea, să o dea jos. Da, adică presupunerile sunt că, mereu da, good adică enough. Presupunerea ta presupune că fata e rațională, pe lângă faptul că presupune că realitatea există, ceea ce vezi corespunde simțurilor și așa mai departe, da, nu intrăm în toată problema asta, deși mi se pare că el la un moment dat spune ceva de... spune că aici... La credințe, zice, doamne, trebuie să presupui niște credințe despre realitatea, adică... Copacul e solid. Da, te urci... Da, corect. Zile tu pe toate. Atunci când va pune mâna pe pisică, nu va trece cu mâna prin pisică și deci nu poate să o apuce... Dacă pică jos pisica, în jos se duce, e rău, adică de asta se urcă după ea. Da. Sau nu se distanțează, poate avea credințe raționale, adică oamenii că se distanțează când se apropie. Sunt conștienți de mediul în care trăiesc și au anumite concepte de mediul în care trăiesc. Mai era așa cu președintele Egiptului, cum era aia? Că ea vrea de fapt să se... Vrea să dea jos președintele Egiptului, da, de asta s-a urcat în copac. Aia a fost funny, mă, și bine să... Și zice, Humer, cât sunt l-am aici, zice că sunt trei principii pe care poți să le extragi din asta. Unu, ai un scop care poate fi atribuit unui om care acționează în mod plauzibil, o liotă de credințe raționale din partea acelui om care acționează despre lume și despre consecințele acțiunilor sale și... presupunerea că individul care acționează este și el rațional la rândul lui. Da, cum spuneam, nu se urcă în copac ca să zboare. Deși asta ar fi rațional, dar nu rezolvă problema cu pisica. Poate să o prindă cum tare. Presupunerea asta despre natura umană le poți lua în considerare. Nu, vreau să dau mai întâi exemplul din istorie pe care îl dă el cu Jamestown. Ăla mi-a mers la suflet. Da. Multă lume s-ar putea să nu știe. Zic. Prima colonie... Eu știam. Da. Știam din altă parte. Zic că deci, e bun. Câțiva englezi, prima colonie în noua lume, în Jamestown, au zis hai să facem o cartă, un set de reguli despre cum să ne organizăm aici, pe teritoriul ăsta nou și virgin. Și să fie comunism.
Erau britanicii foarte îndrăgostiți de carte la vremea respectivă. Charter. Spune, da. Așa. Și au zis, domne, că poate noi suntem unii mai harnici, unii mai leneși, unii poate au mai multe skill-uri, unii mai puține. Orice am face noi pe aici, tragem linie la sfârșitul anului și le împărțim egal. Da, rezultatele muncii noastre de peste an le vom împărți în mod egal tuturor. Peste 3-4 ani vin alți coloniști în Jamestown. Vine a doua navă, vine a doua următoare. Da. Ce s-a întâmplat cu primii coloniști? Și a văzut, capitanul ăla scrie un jurnal și povestește ce a văzut acolo în Jamestown. Oamenii stăteau pe stradă, se jucau, se uitau la... Pierdeau vremea, pur și simplu. Hang around. Prima senzație a fost că se uita la alien, știi? Unii se duceau noaptea și se duceau prin pădurile învecinate și culegeau berries, fructe de pădure sau vândeau ceva și mâncau atunci, pentru că dacă ajungeau ziua cu ei și vedeau ceilalți, trebuia să împartă și deci nu vreau lucrul ăsta. Recolte bogate nu erau, totul era la pământ. După aceea au împărțit fiecăruia 3 ogoane de pământ și lucrurile și le-a dat voie să păstreze rodul muncilor. Și lucrurile au evoluat mai bine de acum, atunci încolo. Deci, 10 ori mai bine. Ce vreau eu să subliniez aici este așa, era 1607, da? Marx încă nu fusese o scânteie în ochiul lui Tasso, da? Oamenii ăștia au descoperit comunismul. Și ce-ți vezi, în 2 ani au ajuns să moară de foame. 2-3 din ei. Da. Și nu oricum, adică spune, deci, da, 104 au fost cu toții la început, da, fondatorii, coloniștii. 2/3 au murit în primii ani. Din partea probleme cu apa, dar în principiu de foame. Mai mulți coloniști au ajuns înapoi în Anglia, astfel încât la 1609 erau, că ajunsese numărul lor la vreo 500. Da? Dintre ăia, doar 60 au supraviețuit, au trecut de iarnă. Iarna următoare. Da. Și astfel că în 1611 guvernul englez a trimis patrie, a spus, băi, du-te, vezi ce se întâmplă pe acolo. Nu putem să-i lăsăm de capul lor, că vorba aia, e Terra Nova și pierdem drepturile. Știi? Ca englezi vin. Da, trebuia să le țină, ocupate. Da. Obstedin, corect. Nu era voluntar, a fost decizia. Nu, l-ai impus. Cine? Ăsta. Nu, ei s-au organizat acolo. A fost unul mai nobil pe acolo și a zis, bă, băieți, așa facem, ce ziceți? Nu, le-a impus. Nu, impus. Nu, le-a impus. Păi da, e de el, e guvernatorul. A fost trimis de coroană. Deci a fost guvernatorul coloniei, a venit să rezolve problema. Biblia zice sau o altă carte de bun simț de la vremea respectivă. Comunismul, dar comunismul de la înainte să moară. Păi pe vechiul guvernator la așa, deci și toți la cap, și toți au crezut, știi? Adică nu obții rezultate nasoale și dacă e voluntar, știi? Da. Că și acolo sunt oameni care dacă menta, până la urmă obții aceleași efecte, în sensul că aia care sunt muncitori și bagă picioare, frate, eu nu mai muncesc pentru tine, știi? Deci reduce, adică exact cum prezice teoria, știi? Și deci natura umană simplificată, deci este un model pe care putem aplica să prezicem anumite rezultate dintr-o teorie socială. Exact. De asta îl folosește și îl prezintă aici în primul capitol din partea a doua acum. După aia încă o critică pe care vreau să... Bine, stai că de mai e vorba și care e natura umană pe care o caracterizează Humor, că asta e... Exemplul de după ce a teoretizat. De ce moare? Asta e întrebarea. Dom'le, de ce moare? Că dacă era corectă descrierea, reprezentarea comunistă despre natura umană, n-ar fi trebuit să moară. Ei să explodeze. Că toți împart egal, toți muncesc pentru un scop asumat și la revedere și la gară. În Londra, egoistă. Nu, să duc gluma, mi-am dat seama că n-a înțeles-o nimeni. E vorba, deci e expresia la revedere și la gară în română, dar în Londra, când s-au umplut cimitirele, da, s-au înființat linii ferate mortoare, pentru că în Londra se umpluse, da, cimitirele și tu duceai mortul la
era casa de mormântare așa acolo, îți făcea slujba, îl urca în tren și îl ducea cu trenul departe, undeva unde era, unde era cimitirul. Și chestia asta s-a terminat de-abia în timpul cel de-al doilea război mondial, în sensul că au căzut bombe peste tuneluri și nu s-au mai chinuit să le, să le refacă. Dar acolo vine și la noi? Sau? Nu, nu, nu. Nu, dar eu cu ideea asta am folosit-o mai de la dinaori. Nu, e posibil. Ori a avut aceeași practică și la noi, ori s-a dus vorba. Bine, pot spune că merge și în sensul că du-te și nici pleacă. Nu, ideea e că ăștia aveau o descriere falsă. Vorbim de utopism. Comuniștii aveau o descriere falsă. Ei, uite, era întrebarea asta. Cine duce gunoi un comunism? Teoretic n-ai de ce să duci gunoiul dacă iei aceiași bani. De ce să fac eu o muncă mai ușoară, că tot banii aia iau? Care era răspunsul comunist? Oamenii sunt atât de altruiști, atât de mulțumiți că trăiesc într-o lume dreaptă, încât da, se bat care să ducă gunoiul. Oricum, zice, nu, nu e asta natura umană. Nu, natura umană e predominant egoistă. Omul nu e sociopat, n-ai apucat. Nu, nu e sociopat, dar asta, asta vreau să zic. E și altruist, are și părți altruiste, e predominant egoist, nu o să sară să ducă gunoiul. Deci tendința va fi să nu. Da, ai un procent de oameni altruiști care face chestia asta, dar n-ar face o majoritate de oameni. Și n-ar face tot timpul. Și trebuie adică să-i... Da, e o motivație. La un moment dat se crește. Când îți acopăr zicem, natura ta, îți dau ceva, un stimulant ca să merite să duci urmări. Da, sau ca să intri în mină. De ce intră la în mină? Păi primești niște bani. De ce te urci pe schel? Că e o chestie riscantă, caz după acolo. Știi? Păi uite, ia niște bani în plus. Te urcă, știi? În comunism nu. Ăla s-ar fi urcat pe schelă. Pentru că? Pentru progresul națiunii, da. Pentru propășirea... Cunoștință de clasă și toate. Neamul, da. Ideile despre natura umană pe care le scoate Humor aici este asta. Prima, am vorbit deja de ea, că oamenii sunt aproximativ raționali, că sunt conștienți de mediul înconjurător, sunt egoiști, dar nu sociopați, în care teoretic ar fi pe partea elaltă, știi? Deci unde ai altruismul sociopat, n-ar fi sociopat, că nu mai e patologie, e socio... Pat, bă, poate să fie. E sociobenefic. Poate să fie patologie când exagerezi cu o chestie. Maria Tereza era sociopat. Tocmai asta e, nu pot să zic, nu pot să spui sociofilă. Da. Uite, vorbeam cu Alexandru despre asta. Dom'le, care e mai... Care ar putea fi mai nociv pentru supraviețuire? Egoismul sau altruism? Păi egoism, dacă toți suntem egoiști, pur egoiști, da, ar muri niște oameni, că oameni paralizați, să zicem. Nu i-ar ajuta nimeni. Deci, clar, ar muri niște oameni. Însă dacă toți oamenii ar fi altruiști, ar muri toți, pentru că nimeni nu mănâncă, pentru că vrea să-i dea celuilalt. Nu există deloc comportamente egoiste. La modul absolut. Da, absolut, în sensul ăsta, radical. Deci el vrea să mănânce altruist, un croissant, absolut. Nu mănâncă, de la altcineva. Nici la nu mănâncă. Asta seamănă și ca măgarul lui Buridan. Exact. Asta seamănă foarte mult cu dilema aia veche cu voința, dacă poți să stăpâși ia altcineva voința. Dacă ajungi să ai o înlănțuire din asta de altruism, nu se mai face nimic. Nici nu se mai iau hotărâri. Așa. Că nu mai există. Toată lumea trebuie să lase pe altul să ia hotărâri. Da. S-a da. Cum ar de exemplu asta cu altruismul, cu diferența dintre egoism și sociopatie este că aș da $200 cuiva prin Africa să nu moară de foame, dar n-aș da $200 cuiva să-l omoare pe unul de prin, un dictator de prin Zimbabwe sau nu știu unde. Bine, aici eu n-am înțeles exact dihotomia pe care o prezintă el, nu mi se pare că ține. Mai știu, adică, de baza intuitului. Adică, ok, aș da, poate aș da ca să nu moară unul, dar nu mi se pare că între opusul de la nu muri, adică de a salva de la moarte, că e o acțiune pozitivă, salvezi de la moarte, așa. Da, nu mi se pare că opusul ei e să omori. Opusul e să nu salvezi. Mi se pare că el nu, dar ideea că ar fi mai sociopat. Ar fi sociopat dacă ar... A, evident. Da. Pentru 200 de euro ar... Mie mi se pare că aici el voia să zică că oamenii intuitiv respectă drepturile negative. Ar da 200 să salveze, dar n-ar da 200 ca cineva să fie omorât. Da, e din seria
Să fim caritabili, oamenii sunt conștienți de mediul. Nu, n-ar da, în sensul ăsta. N-ar da, dar nici n-ar. Înțeleg, nu e criminal. Chiar dacă nu e bun, nu e nu știu ce, nu-l fă. Uite, o să discutăm și în capitolele următoare chestiile alea homsiene. Domne, cu omul e rău. Cât de rău e? Pentru că Hobbes îți dă impresia că sunt niște bestii care... Dacă te uiți la omul pe care, așa cum îl știm, nu e așa. Nu e, n-ai crime, ieșim acum în stradă, e apocalipsă zombie. Nu, nu e. Și avem și exemple, din nou, empirice, în care au existat, tu știi cel mai bine astea, greva polițiștilor. Și nu au crescut crimele în zona aia. Rotbar, zici. Nu s-a întâmplat nimic. A fost la fel ca atunci când erau la datorie. Da. N-a părut să jocurile, n-a părut să telefoanele, dai seama. Acum ar fi și mai pace. Jucau tablet. Bine, lumea o să tindă să îți împingă înapoi și să spună, păi tu cum, domne, nu vezi că e crimă, e o creștere, criminalitate peste tot și că au luat ăștia fonduri de la poliție și uite că arde America. Răspunsul este că se mai întâmplă ceva în paralel cu chestia asta, da? Suntem... Știu, nu suntem încă în depresie, da, suntem. Depresie economică, depresiune, recesiune. Bun, dar ideea e că natura umană nu e atât de uita, mai văd. Nu e atât de rea, știi? Dacă omul e atât de rău, tot obiectia la Hobbes, nu se face contracte, nu semnează contractul social. Asta era problema lui Hobbes. Omul trebuia să fie rău ca să ieși din starea de natură, dar nici să nu fie atât de dement încât să nu semneze contractul. Ori pentru el e dement și îți semnează și contra. Utopism. Mai întâi vreau doar să specific chestia asta cu status quo-ul și inclinația oamenilor de a prefera status quo-ul actual față de orice altă, să zicem, schimbare a organizării societății. Aici intră o observația lui Humer și spune, domne, inclusiv status quo-ul actual în societățile vestice, dacă ne uităm, ni se promite o utopie, sistem de educație gratuit, sistem de sănătate gratuit. Oamenii văd în realitate că nu se întâmplă lucrurile respective, adică, domne, nu. Dăm bani pentru educație, dăm bani pentru sănătate. Deci, aia care văd chestiile astea sunt tind să fie libertarieni. De marea masă nu vede. Cum? Școala nu e gratuită? Ba chiar se supără când... Adică sunt unii care au aplaudat inițiativele alea să fie scos în afara legii fondul clase. Cum? Păi da, școala trebuie să fie gratuită. Cum să mai... Dacă am ajuns la utopie, hai să o definim. E un sistem în care ne așteptăm ca oamenii să comporte altfel decât e natura lor. Nu? Sau voi ce înțelegeți? Da, este. Nu, asta ar fi. Asta e despre natura umană, că leu stă lângă miel. Nu, utopie mi se pare un sistem... Îți dă unul palmă, îl întoarce și... Social în care... Rezultatele sunt de neatins. Rezultatele pe care le propune acel sistem nu o să fie niciodată realizate în realitate. Din cauza că nu ar cadra cu natura umană. Sau inclusiv... Asta spun critici. Asta spun critici. Poate că nu neapărat natura umană ar fi de vină, ci din cauza modului în care acel sistem propune să se organizeze societatea. Uite, dacă te uiți la Star Trek, de exemplu, da? Star Trek este la ora actuală o utopie, în sensul că se bazează pe două lucruri mari și late, da? Energie infinită realiste, da. Și convertirea materiei în orice, da? La costuri relativ zero. Asta nu e neapărat din cauza... O realizare tehnologică, nu din cauza sistemului de organizare socială. Faza cu energie infinită ar trebui să rescriem legile termodinamicii. Da. Ceea ce nu spun că nu se poate, dar ce obțin în clipa actuală, după legile actuale, nu. De ce nu dă eu o chestie? Da, dă eu. Asta este o utopie tehnologică pentru că
progresele astea tehnologice au dus la niște chestii sociale, și anume nu mai sunt bani, deci ei nu mai au monedă. Păi da, nu ai nevoie într-o lume teoretic, asta e o extrapolare, deci, perfect rațională, da? Într-o lume în care ai energie infinită și practic poți să transformi orice în orice, da? Fără să te coste, nu mai ai nevoie de bani, da? Tot ce gândești se întâmplă. Se poate întâmpla. Schimburile sunt pentru ceva ce n-ai. Vrei o găină și vrei să dai un porc sau... Deci dar dacă aia robotul îți face orice... Tot principiul din spatele, da, economiei este că resursele sunt limitate. Dacă resursele nu mai sunt limitate, nu mai ai nevoie de bani. Banii sunt o stocare de valoare. Valoarea există doar în raport cu faptul că resursele sunt limitate. Corect. Ei, și subiectul aici este, cine sunt utopici? Oamenii care propun ca oamenii să fie, ca lumea, da? Ceilalți cetățeni, să fie liberi, să se trateze pe egal, să-și respecte proprietățile legitime, sau cei care vor o mică schimbare a sistemului actual, deci o apărare a status quo-ului, în care ce vedem? Zicea și Gabi, că nu se întâmplă ce lucrurile promise. Deci, ți se promite ceva și ce vedem? Tot vedem de zeci de ani de când există curentele astea liberale cu democrație, ce vedem? Că nu se întâmplă lucrurile astea. Și așteptarea oamenilor care? Că o să se întâmple. Pare utopic. Pare că se așteaptă. La ce se așteaptă de obicei oamenii? Ca să și punctăm. Păi se așteaptă să vină oamenii buni la conducere. Ok. E asta o așteptare realistă? Există oamenii aia buni? Păi, uite, dacă stai să iei pe marxiști, da? Da. Ei s-au apucat să fac teoria omului nou. Bine, și n-a zis, mi se pare că au făcut teoria omului nou, dar spuneau un pic altfel, da? Ziceau superior. Și omul nou ar fi trebuit să fie educat, da, de sistemul de educație... Mm. De acolo. Ce să-i faci? Nu. Ăla pe care l-au trecut prin lentila purității ideologice și tot ce vrei, da? Ok, și ce s-a întâmplat? A ieșit omul nou? A ieșit pe dracu, s-a terminat la Târgoviște. Deci, a început la... Care a fost motivul? Poate la Ploiești și s-a terminat la Târgoviște. Poate faptul că... Poate faptul că... sistemul în sine era populat de oameni vechi. Da, și aici ai o problemă, că dacă ție îți trebuie omul nou ca să poți să scoți omul nou, ai dat de un paradox. Adică ai sau de o utopie. Da, ziceam și data trecută, foarte mulți oameni zic, da, adică uite, de ce nu mai există sisteme totalitare? Înainte toate erau totalitare. Da, Imperiul Roman, Vodă, toți conduceau cu o mână de fier, erau câțiva, nu știu ce. Și după aia au existat revoluții. Și Constituția Americană, toată lumea ce a urmărit? Libertate. N-au știut cât să urmărească din libertatea aia și au câștigat câtva libertate. Ei nu s-au dus. Mai e multă libertate de câștigat. Și nu se apropie. Poate am greșit data, pot să spun un comunist. N-am nimerit data. Era secolul 20, nu știu. În 3000 trebuie să... Nu, în anul 2000. Apare omul nou. Apare... Că nu vom mai fi copii. Uite, deci... o întrebare e și dacă ăla mai e om, știi? Deci dacă apare ceva gen înger și nu știu ce, azi zice că nu mai e om. Dispărut ființa umană, așa cum o știm, știi? Slăbiciuni. Cum o definim acum, da. Dar uite, zice și Humăr, dăm și un mecanism prin care ajungem la el. Păi educația de partid sau cum se numea, educația, păi uite, nu e suficient, că e făcut educație și tot punea mâna pe bani, știi, sau dă-mi alta. Nu știu, educație la Brussels, la fel, nu e suficient. Asta e experimentul care derulăm acum. Zicea Dostoevski în Demonii, cred, un om cu cât e mai socialist, cu atât devine mai avid de proprietate. Observa. Cu atât. Da, apropo de schimbat sisteme, deci oamenii vor să facă reforme. Păi,
dacă aștepți, ori să vină omul bun, ori să convingi o majoritate, ori să altceva, că mai există 1000 de idei, nu o să schimbi lucrurile. La fel, revoluțiile. Cum au apărut schimbările către libertate? Oamenii nu s-au mai supus autorității. A fost și niște idei înainte. Exact. A fost și niște idei, au devenit și mai obraznici. Ideea e că oamenii ăștia noi, ca să schimbe ceva, trebuie să fie în afara sistemului. Dacă sunt în sistem, sistemul nu vrea să se schimbe pentru că și-a găsit un echilibru. Nu, ai interes, ai stimulant. Exact. Deci, da, prin alimentație schimbăm omul vechi în omul nou. Mm-hmm. În alimentație. În diete rațională. Nu, știi, empiric vorbind, la câți gândaci, lăcuste și vierme au mâncat în Thailanda, treia să fie acolo raiul pe pământ, da? Asta te gândi? E frumos de vizitat, dar nu te-ai mutat acolo. Sau la vegani sau la acolo e chestii de genul ăsta. Europeni. Nu știm cum reacționează un european la un gândac. Poate are acea metamorfoză, acea mutație ontologică. Nu poți ști. Oh my god, no. Nu doar ideile, ci și hrana. Ostel, ostel. Ești ceea ce mănânci. Toți suntem europeni. Îți dai seama că după ce mănânci niște gândaci? Cam asta a fost. Ești ceea ce mănânci sau ceea ce faci după aia? Nu, dacă e atomii din tine. Așa, toți sunt. Toți din mâncare. Băi, uite, apropo de ceea ce mănânci sau ceea ce faci după aia, în California se dă o lege, ceva de genul din 2027 sau așa, prima fază din Soylent Green, spoiler alert, da? Prima fază din Soylent Green urmează să fie implementată în America, în sensul că, dar de ce să nu folosim și deșeurile umane pe post de compost, post de îngrășăminte? Deșeuri umane însemnând cadavre, nu altceva. Păi, da. Intri în circuitul ăsta energie universală. Păi nu din pământ te întragi, din pământ, în pământ te întorci? Și din pământ mănânci? Da, e ok. Uite, apropo de stimulente, de context instituțional de care vorbea Alexandru, la asta se referă și Humor când zice că... Deci ce vor reformiști ăștia socialdemocrații? Hai să scăpăm de grupurile de interese. Nu pare o reformă structurală, fundamentală. Humor zice, da, pare așa o reformă mică, dar uite că nu e posibilă. Și ei sunt utopici, pentru că nu pot face asta. Nu există politică fără afaceri cu statul, fără joburi la stat. Deci noi avem impresia că doar Dragnea era corupt. În Suedia nu există afaceri cu statul. Afaceri cu statul au existat în Oltenia, în Telorman, nu, orice politică, așa funcționează. Și în America, la fel. Oțelarii urmăreau nu știu ce, deci... De când e și cât va exista stat și vor exista stimulentele astea, nu vei scăpa de grupuri de interes. Deci dacă e un om, îi dai cu niște milioane de euro pe la nas, o să vezi că va avea această preferință de a pune mâna pe acei bani. Teoria socialistă e nu, că găsim omul la nou sau hai să zicem, până vine la omul la nou, tineri frumos și liber, de exemplu. Care sunt mult mai puri, mai care curați. Care a fost om nou 2.0 de altfel, da. Da, e o versiune să nu ca la Terminatorul, nu e ăla din Genesis, e ăla din... Da, uite, vezi, sună interesant. Sunt liberi. Partea L din TFL este liberi. Important că ai zis că contează ideile. Foarte importante ideile. Important ce înțelegem prin libertate. Păi, da, asta e că se înțelegea totul, altceva atunci. Nu, îi folosesc în... Mai degrabă sunt de redistribuție. Când crește libertatea pentru că reușesc să... Cu cât trăiesc mai bine din banii altora, cu atât sunt mai liber. Sau caritabil că sunt liberi față de corupție. Noi ne eliberăm de acest... Suntem vechi. Da, da, nu spune nimic despre libertate. Corupția nu. Dragnea era doar că el își trăgea... Aia nu spune nimic despre etatism. Uh-huh. Deci chestia aia că își lua... Îți spune doar despre o redistribuție, că banii se duceau la Dragnea și se mai duceau nu știu unde. Dacă ei iau banii de la Dragnea și îi dau în altă parte, nu, agresiunea din societate e aceeași. Statul rămâne la fel. A fost fie mai rea, pentru că e animată de intenții pozitive.
S-ar putea să facă... Argumentul lui Lewis. Uh-huh. Că nu, un tiran bun nu te mai scap de el. Dar ideea lui Homer care e că nu poți... E ușor să spui că anarhocapitalismul e utopic. Uite, există stat, dacă asta nu o să abolim statul. E Homer zice, nu, e posibil ca aia să nu fie utopică, anarhocapitalismul, chiar dacă apară ciudățenie, ce pare ceva nepopular și nerealizabil acum, și e posibil ca socialdemocrația, care pare o chestie status quo, până la urmă, să fie utopic, în sensul că ei nu pot scăpa, nu pot scăpa de asfaltangii. Deci contextul instituțional, natura umană, știi la ce mă gândeam? Că când vrei să scapi de grupurile de interese, nu e chiar o schimbare mică. Trebuie de fapt să scapi de natura umană. Deci presupoziția nu. E... Nu poți să scapi... tu vrei să spui, vrei să scapi de grupurile de interese, dar nu de stat. Că statul generează grupurile de interese, nu altceva. Deci grupurile de interese în sine nu sunt o problemă. Schimbarea lor, deci ca să scapi de grupurile de interese, e... Trebuie să schimbi natura umană. Trebuie să nu asta mai e vrei... soluția lor, vrei să spui. De-aia sunt ei utopici. Uh-huh. De-aia sunt utopici. Deci dacă s-ar putea chestia asta să faci oamenii buni, da, nu mai avea grupuri de interese în sensul ăsta toxic. Iau cu un preț de nu știu. Mie mi se pare că el vrea să facă o distinție între natura umană, cum sunt oamenii. Păi sunt un pic egoiști, sunt un pic calculați, făcând sistemele de organizare între oameni pot să fie mai socialiste, mai liberale și omul o să se comporte la fel. Dat fiind cadru, o să ai niște rezultate. Și de aia s-ar putea cu mai multă libertate, omul fiind același, ai rezultate mai bune. Pentru că ai, mă rog, descentralizări, scăderea tensiunilor, numai concentrări de putere și de, în fine, reglementări, în mâna unora care, să nu uităm, sunt și ei oameni, sunt la fel de puțin egoiști, puțin, și când ajung acolo și văd cașcavalul ăla mare, s-ar putea să devină un pic mai... Nu sunt puțin egoiști, asta e problema, că dacă ar fi puțin egoiști, ar fi realizabil socialism. Nu, e predominant egoist. Și de-aia e și greu. Și cum ar... dacă ar fi altruiști, n-am avut nicio problemă. Știi? De fapt, n-am existat întristare, știi? Da, contextul de stimulant. Contextul de stimulant. Fiind egoist, zice cum ar socialiștii, nu se gândesc la chestia asta. Ei văd niște bogați, văd niște săraci, păi luăm la bogați și de la săraci. De am să gândesc că apare un deep state, apare o birocrație, apar niște grupuri de interese, ai cornul și laptele. Păi vine, unul are afaceri de nu știu cât, de nu știu câte județe. Observa, mai face o observație care mi-a plăcut mie foarte tare, care zice că ai oameni care se pricep la niște chestii, așa sunt inclinați natural. Unii sunt mai afaceriști, unii sunt mai puțin afaceriști. Cine o să ajungă în vârful unui sistem în care trebuie să știi să manipulezi, să intimidezi oameni? Adică în politică. Aia care știu. Aia care sunt un pic mai tari pe partea aia. Dar sunt un pic mai egoiști, un pic mai nesimțiți după caz. Păcând oamenii și oamenii în cine își pun încrederea? În acești actori care sunt mai răi ca alții. Da, sunt foarte caritabili oamenii. Adică oamenii tot așteaptă. Hai că vine ea ca la, știi? Ăsta e locul în care, așa, știi, trădează oarecum instrumentalitatea aia rațională în general cu oamenii. Adică el o folosește. E greșită relația cauzală. Da, înțelegi? Așteptarea lui e rezonabilă. Dom'le, îmi dă, vine un tânăr frumos și liber și îmi dă cu tare. E rațional omul, știi, care votează. Pensionarul, la fel, vine PSD, îmi dă... Așteptarea lui nu e rezonabilă. Este prost informată. Adică, ok, el face o... Poți să spui că face un raționament cu o penurie de informații, da, sau nu are informațiile corecte. Poți să spui asta. Da. Dar eu cred că nu pot să spui asta, pentru că el nu face un raționament efectiv, că nu se gândește exact date, concluzii, chestii, nu, e speranță. E cum spune Homer, nu, e ce spune Homer mai devreme. Oamenii atunci când sunt într-o situație cu care se întâlnesc, pe care o stăpânesc, beton.
Da? Când dau de o situație care le este străină, da? Și felul în care lucrează meandrele puterii este străin. Sunt concepte abstracte și alte... Este străin, cel puțin pentru 15 milioane de votanți cu cetățenie română, da? Ok, o să dea în bară la chestia asta. Da, da, și rezultatele sunt rezultate. Și chestia asta se aplică nu numai la România, ci peste tot. Ai o minimă raționalitate, în sensul că îmi dă cartul ăla social și crește standardul de viață. Minimă, dar nu de ajuns. Adică nici tu nu trebuie să le citezi, domnule, trebuie să citească la Humor. Toată, toți oamenii citească Humor. Nu. O minoritate va citi Humor. Nu, dar poate să înțeleg, poate să înțeleagă. Vezi, asta e că omul nu e nici... Una dintre trăsăturile animalului ăsta uman, da? Este că suntem capabili de conceptualizare abstract și de abstractizare. Da? Foarte mulți oameni însă nu folosesc foarte des procedeul ăsta de abstractizare chiar, și conceptualizare. Chiar dacă poate ajunge ideologia la el, așa cum o casieră dintr-un hipermarket nu știe roz, nu știe socialism la modul elaborat, dar știe că e bine să ai educație, că așa ajuți oamenii amăriți. Deci știe versiunea popular. Dar la fel carte, cu... ai parte. Păi la, și la fel poți să faci și libertarianism. Ăla e un adevăr sau e o poveste? Știi că așa povesti și basme aveam și înainte. O cultură întreagă a stat pe povești și basme. Uite, un altă poveste. Nu, ăla e un adevăr. Faptul că poate să ofere. Să-ți aduc aminte. Nu că e corect socialism. Păi, pentru ea e un adevăr. Păi, așa crede, da. Ideea e că poți, asta vreau să zic, poți să traduci în limbaj popular niște chestii abstracte. Inclusiv libertarianism, știi, care pare... Nu e așa, să nu fur, să nu ucizi, să nu știu. Deci nu e... Și există deja, dacă multe zicale asta fac. Ceea ce lipsește e generalizarea lor. Multe zicale în sensul asta că nu vrei să fure privatul, dar statul merge, că face șosea. O altă chestie utopică, mai zice el, e așteptarea asta a oamenilor ca ramurile statului să se controleze între ele. Mm. Avem legislativ, executiv, justiție, hai să se controleze între ele. Și de ce s-ar controla? Asta e o întrebare simplă. Care e structura de stimulente care să se controleze? Din aceeași pușcă, punguliță. Exact. Da. Pentru bani se ia mai mult. Uite, ziceam că na, ne-am învârtit în jurul cozii astea și vreau să zic de mai de mult am stat și am rumegat pe marginea subiectului astea și vă dau aici trei principii relativ simple, da? De privit la realitate, dacă tot băteam asta, că lumea nu abstractizează, nu știu, ok, uite. Ia trei principii ca să evaluezi realitatea. Să le verificăm, da. Primul dintre ele este că oamenii întotdeauna acționează în propriu interes, ce obțin în felul în care își percep ei propriu interes. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că fac întotdeauna alegerea corectă, ci că fac ceea ce se gândesc ei că este pentru ei alegerea corectă. Da? E principiul ăsta de raționalitate despre care vorbește și Humor, că de asta mi-a adus aminte de ea. Ai scop, vreau să îmi vină pensie, vreau să-mi crească pensia, mijloc, votez PSD-ul. De ce? PSD-ul a zis, vă creștem pensia. Ceva de genul ăsta. Și tot așa, da? Asta nu înseamnă că e bine să votez PSD-ul, nu înseamnă, dar înseamnă că oamenii, în general, vor acționa în propriul lor interes. Contraargumentul care ți se aduce este nu, că eu știu pe cineva care să sacrifică, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Ăla se numește profit moral. Da? Tu dai bani, da? Ai dat bani, nu-i mai ai. Dar ai cumpărat ceva, ai cumpărat statut, ai cumpărat respect de sine pe care îl vrei. Tu întotdeauna când dai bani vrei ceva în schimb pe ei. Altfel se cheamă că i-ai pierdut. Nu i-ai dat, i-ai pierdut pe jos. Da? Nu e material. Da. Nu e ceva material, exact. Cumperi un covrig pentru un cerșetor, de exemplu. Uh-huh. Da? O faci pentru că te interesează să te simți bine că știi că știi că tu l-ai ajutat pe cerșetorul, că știi că cerșetorul lui ăluia este mai puțină foame că a mâncat cu un covrig în plus. Da? Sau tot la fel.
este în propriul tău interes. Nu există mișcare, mișcarea în sine, orice mișcare, presupune voință umană. Numai noi ne controlăm corpul, nu există altceva. O să ai oameni care cred că cumpără acel covrig pentru o mai mare armonie socială. Omul ăla trăiește mai departe, societatea merge mai bine. Dar și atunci, de ce vrea el să existe o armonie aia socială? O vrea pentru că așa i-a zis Dumnezeu? El vrea și pune mâna, nu contează din ce motive. Știi? Ideea e că el pune mâna să o aducă în înfățire. N-ar face, asta e ideea. Da. Dacă n-ai motivație, nicio motivație, nu faci acea acțiune. Da. Asta ar fi primul. Al doilea este că stimulentele funcționează. Ce înseamnă că stimulentele? Și stimulentele funcționează întotdeauna. Și corolarul pe chestia asta este că în marea majoritate a cazurilor, anumite acțiuni, consecințe, sunt percepute ca stimulente. O să vorbim despre asta mai încolo. Dar stimulentele funcționează înseamnă așa. Să spunem că eu fumez, de exemplu. Da? Nu fumez, dar presupunem că fumez, am fumat în fiecare zi, un pachet pe zi, ceva de genul ăsta. Da? Vine Gabi la mine și mi oferă, zice, îți dau $1,000 ca să te lași de fumat. Nu te mai atingi de nicio țigare tot restul vieții. Mă, zic, du-te, bă, de aici. Nu. Zice, bine, îți dau $10,000. Nu, dau 100 de dolari. Nu, îți dau $1,000,000. Opa, încep să mă gândesc. Deja există... Nu e fumător adevărat. Ideea e că există o sumă, da, de la care încep să mă gândesc. Există, da? Și un ban scurt. Ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani. Da, bine. Și contrapunerea la ce a spus Alex este așa, că stimulentele nu trebuie să fie neapărat de natură pozitivă. Da? Ce nu se rezolvă cu bani, poate să se rezolve cu arme, de exemplu. Poate să spună, băi, dar poate să vină Gabi să-mi spună, băi, dacă te mai prind cu țigara în gură, îți trag o mamă de bătaie, de nu știi ce e cu tine. Și atunci eu, de frică, zic, ok, bine, hai, nu mi-asum riscul. Tu cum e statul, de exemplu, vine și spune, plătești taxe sau te bag la pârnaie, da? Iarăși, unii nu-și asumă, vor să nu-și asume riscul respectiv. Ideea este că în clipa în care Gabi și cu mine ajungem la o concluzie, da, la o sumă pentru care eu mă opresc din fumat, a realizat o schimbare de comportament. Stimulentul pe care îl oferă el funcționează. Și lumea se spune, nu, domne, există oameni care nu pot fi schimbați. Nu pot fi schimbat. Pe bune, nu pot fi schimbat. Nu, sunt prea... Cumva. Nu, chiar și la aia pot spune că a contat stimulentul țigare. Care nu se acceptă. Ai găsit stimulentul. Exact. Ăsta este răspunsul. Nu ai găsit stimulentul. Nu zic, poate să fie atât de îndrăit încât să nu... Nu, domnule, orice mi-ai da, eu nu... Mă las de fumat. Nu există. Așa l-ai un stimulent. N-ai găsit stimulentul. Da, bine, poți să spune că ăla e un auto și ăla reprezintă un stimulent. Păi de acord. Că determină acțiune. Nu trebuie neapărat ca banii sau să... Poate nu găsești, știi? De acord. Dar poți să-l... Da, chestia e împinită. Poți să-l găsești până la urmă. Eu sunt de părere că există. Nu ai căutat în direcția în care trebuie. Poți să-l cauți, da. Poți să-l cauți agresiv, da. Poți să-l cauți negativ. Tradus în limbaj popular este dacă vrei, poți. Trebuie să-l vrei. Fiecare are butoanele lui. Da, ceva de genul ăsta. Da, dar când cineva i-a apăsat butonul corect, el a vrut și atunci s-a putut. Da, ăsta e... Uite, de ce nu vreau unul să renunțe la stat? Că îi face drumul sau că e amenințat cu închisoare? De ce? Eu că... care e stimulentul? La nivelul în care nu acceptă să fie... La nivelul în care nu acceptă să-i fie... declanșată disonanța cognitivă, da? Pentru că îi face drumul. Da. Pentru că și faptul că nu vrei să-ți fie declanșată disonanța cognitivă reprezintă tot un stimulent pentru unii. Ok. Și al treilea principiu este că
în lumea reală, da? În lumea asta, în realitate, da? De azi, conceptele abstracte nu există. Există doar indivizi. La ce mă refer când spun asta? Idei personalizate, precum statul face, statul cere, statul vrea, statul dă. Societatea, domne, nu te lasă societatea. Vocea societății. Opinia publică. Aduci, da, opinia publică. Guvernul. Guvernul face, guvernul trege, guvernul dă o lege. Contractul. N-a trebuit guvernul să dea o lege niciun caz, dar, mă rog, asta nu se mai ține cont de mult. Da, nu l-are. Da. Toate chestiile de genul ăsta, da, în care noi ne reprezentăm niște entități și le personalizăm. Da? Un exemplu cel mai ușor este pădurea. Da? O pădure în sine nu există, sunt doar copaci. Sunt mai mulți copaci și spunem pădure ca să nu spunem mai mulți copaci. Da? Dar pădurea în sine nu poți să o iei să pui mâna pe ea. Pe un copac poți să iei să pui mâna pe el. La fel și în domenii de genul ăsta, da? În care lumea îți spune că statul, că nu știu ce. Acum, iei principiile astea și dacă cineva vrea să-ți vândă, asta e o lemă, un corolar de curge din el, dacă cineva vrea să-ți vândă ceva care încalcă măcar unul din aceste principii, acel lucru nu poate să existe. Exemplul pe care îmi place mie să-l dau cel mai adesea este, mă așteptam să se întâmple, este comunismul. Comunismul îți încalcă toate cele trei principii. Dacă statul în sine, da, să presupunem statul democratic, nu îți încalcă decât unul dintre principii, da, presupune că, domne, stimulentele nu o să funcționeze, adică zice, sunt oamenii aia buni, da, de care zice Costel, dacă vin socialiștii buni la putere, dacă vin politicienii buni, apoi ăia o să învârtă bugetele de zeci de milioane de dolari și nu o să funcționeze stimulentele pe ei, dar ei o să fie antistimulent. Asta e social-democrația. Comunismul zice mai mult, nu. Comunismul spune nu. Nici omul în sine nu acționează în propriul lui interes. Pentru că atunci când spui de la fiecare după nevoi, pentru fiecare după posibilități, da, asta vine în contra interesului propriu uman. Și nu că de la un punct încolo, ci de la început. Și avem exemplu istoric dat în carte. De cu colonia Jamestown. Se pare că e evident o contradicție logică zi de zi. Dacă întrebi pe oameni despre alții, se pot schimba oamenii? Eu să zic că nu se pot schimba oamenii, așa sunt. După aceea ce se așteaptă când vine îngerul la conducerea statului? Să nu societatea o să se schimbe. Cum o să se schimbe? Contrazice principiul 3. Societatea să se schimbe. Societatea, cum își dă hainele jos, le ia pe altul. Nu există. Ce anume din societate să se schimbe? Oamenii? Păi tocmai am plecat de la premisa că oamenii nu o să se schimbe. Vedeți, la un bucătate. Plus că el e ales tot de... Da. Apropo de argumentele astea cu natura umană. Aha. Dacă omul e rău și prost, va alege rău și prost. Nu aștepta să-ți aleagă. Na. Ok, în final Humăr dă niște, spune. Vreau să mai zic de utopism. Ok, zi până trec la asta. Mizez mai de mult. Și uite, cumva și Humăr face distinția asta. Două sensuri ale utopismului. Unul se referă la relațiile cauzale din teorie și în sensul ăsta libertarianismul nu este utopic, social-democrația este utopică sau comunismul sau alt sens e de popular, de cum stă în relația cu status quo, știi, e implementabil acum. Aici libertarianismul, da, e utopic în sensul că nu e aplicabil imediat. N-ai suport cultural pentru așa ceva. În timp ce comunismul a fost implementat
A existat. Da. Social. Depinde, dacă întrebi pe comuniști, n-a fost implementat. Depinde de unde te uiți. Da. Păi, bine, dacă erau adevărate discuțiile alea cu scenariul lui Drolbat, murea și mai multă lume. De fapt, muream toți dacă aplicam strig regula unanimității. Adică nu mai vorbea nimeni în rusă. Adică, nu știu, asta poate ar fi rezolvat o problemă, dar era multă suferință. Nu, dar dacă aplicăm proprietate, toți dețin tot, proprietate colectivă, nu pot acționa fără acceptul celorlalți, murim toți, că nu. Adică era și mai rău. Am scăpat cu 100 de milioane. A fost bine. Deci sunt astea două sensuri. Să învățăm. Un sens se referă la relațiile cauzale din teorie. Relații cauzale pot fi ce zice și vali. Apare stimul în cutare, se întâmplă despre asta o relație cauzală. Crești salariul minim, rezultă șomaș. Uite o relație cauzală. Dacă vorbim de relație cauzale, libertarismul e corect. Vorbește despre niște relații cauzale care chiar există în realitate. Relațiile cauzale. Dacă vorbim de popularitate, da, nu e popular. Libertarism. Nu e aplicabil imediat. Va fi când vei avea o cultură libertariană, când va fi peste 600 de ani. O dacă va fi vreodată. În timp ce astea există, sunt populare, social-democrația, de-aia mă irită pe mine tinerii antisistem. Tinerii antisistem nu sunt. Ei sunt tineri, într-adevăr. Uneori chiar și la minte sunt foarte fragili. Când ei zic, ok, și cum vrei să schimbi tu sistem? Păi, nu știu, creșterea finanțării pentru educație. Asta nu este o schimbare de sistem. E o adâncire, dar e more of the same. Nu ești un tânăr antisistem. Tu, tânărule antisistem, dacă trăim pe vremea sclaviei, tu erai, făceai jocurile proprietarilor de sclavi. Asta făceau și atunci tinerii antisistem de pe perioada sclaviei. Ah, uite, ca să sar de la una la alta. De ce nu ia humor liberalismul clasic? Deci, el zice, folosesc democrația reprezentativă. Trebuia să zic că nu. Forma cea mai bună de etatism pentru mine e liberalismul clasic. Păi, sau minarhismul, să zicem. Dar nu prea are exemplu. Dar ar fi cam greu să pune degetul pe momentul în care a fost implementat și cât a durat. Adică, ok, unde ne uităm? La America imediat după Revoluție? N-a durat așa de mult. El vrea să folosească și partea asta empirică. Da. Da, și acolo putea avea discuții teoretice. Uite că ăsta e avantajul în capitalism față de... Acolo e o mafie. Oamenii care rămân cu statul minimal, e ca și cum ar zice, da, vreau mai multe libertăți pentru sclav, dar să rămână sclavia. Nu vreau. Vreau să rămână această organizație mafiotă care e statul. Deci vreau, într-adevăr, libertate și nu știu ce, dar nu renunț la structura ta mafiotă. Bine, ești un... Sub nicio formă. Scuze, vrei să spui ceva? Voiam să spun că, într-adevăr, oamenii mereu vorbesc despre libertate. Oamenii vor să fie liberi. Revoluțiile se bazează pe dorința de libertate. Cum o măsurăm? Păi uite ce a zis și Costel. Când ai sclavi și după aia ai o libertate în care nu mai ai sclavi. Oamenii poate să măsoare astăzi cât de liberi sunt. Există entități care le impun lucruri? Da, există. Există mafioți, există cumetrii, corporații în cumetrie cu statul și există inspectorii din educație. Sau inspectorii din educație. Deci ai, dacă lucrurile astea trebuie făcute, am mai spus-o noi și o să o repetăm și în contextul ăsta, dacă lucrurile de care au nevoie societatea, dacă ele trebuie făcute, păi atunci ele vor fi făcute, oamenii le vor face, nu trebuie să le impună cineva. Și dacă cineva le impune astăzi, înseamnă că nu suntem liberi. Poate că nu e un subiect așa de important libertatea pentru unii. Ok, atunci să nu îi mai aud că vorbesc despre libertate. Nu, libertarism, nici care tânără, știi? Da. Forma asta radicală, nu poți să ai pretenția, o chestie de milion de ani și o chestie apărută în anii 70 să... Nu, va mai tânără. Revenim la utopism. Nu, revenim la prescrierile lui Humor pentru un anarhism realist. El spune, deci el se preocupă în general cu când se referă la utopic, spune, consideră utopic ca ceva care merge în contra legilor naturii, inclusiv natura omului, da?
asta așa definește ceva utopic. Și spune, ca să scăpăm de un utopianism excesiv, trebuie să respectăm următoarele principii, idei. Unul, nu trebuie să presupunem niveluri lipsite de realism asupra altruismului disponibil în proprietate. Nu trebuie să presupunem o raționalitate sau cunoștință perfectă. Uh-huh. Deci nu e, nu, cum să spun, nu oamenii tind să facă greșeli, adică trebuie un sistem în care să fie ok ca oamenii să facă greșeli, nu să, să nu decadă. Psihologic nu o să existe o uniformitate. Nu trebuie să, asta e a treia, uh-huh, da? Zile mai departe, nu înseamnă că le-ai găsit, nu? S-am lăsat părțit. Ba da, nu, dar asta era uniformitatea psihologică. Și după aia nu o să avem nici geografic, nu o să apară un sistem de genul ăsta asta, întins pe... Asta a fost al cincilea, că nu o să apară peste unde, tot unde să apară? În tot timpul. Da. Am mai discutat de chestia Africa. Asta. În siguranță în... Africa subsahariană. Așa, și al patrulea este că nu trebuie să presupunem că sistemul va dăinui în timp. Adică că o să vină și de la sine. Și trebuie să explicăm și o de să ce de la sine. Va rămâne. Da. Adică nu, o să, nu, nu e ceva de genul, păi vă convertiți toți și gata. Sunteți convertiți, s-a rezolvat problema. Nu, nu. Trebuie să explici și de ce sistemul nu degenerează și nu cade înapoi în haos. Eu înțeleg că el aici zice că... Cum de exemplu, de exemplu, comunismul, da? Da, toată lumea zice, haps, comuniști, gata, avem comuniști la putere, s-a rezolvat, ok, și revoluții, mă rog, foamete, sărăcie, revoluții și nu mai avem comunism. Eu am înțeles că la punctul ăsta el vrea să zică, chiar dacă ajungem la un sistem foarte... liberal într-o anarhie, nu e garantat că rămâne. Și trebuie să fim mereu vigilenți. Nu. Asta nu. Dar e un punct bun. Mi se pare că spune exact chestia asta. Spune, da, trebuie să explici și de ce sistemul pe care vrei să îl propui, da, se va menține. Că dacă facem un sistem doar pentru 5 minute, da, îl impunem cu Cum spuneai tu, da? Intri cu armele, impui libertarianismul capitalismul în China. Păi pleci. Chinezii sunt, rămân comuniști, rămân, știi? Le spui că ai să te întorci. Adică nu o să mai ai. Nu, da, mă gândeam dacă aceste forțe culturale, da, el cred că are în cap ce ziceai tu, că n-are forțe interne, de exemplu economice, care subminează, bușesc, mare comunism. Dar alea sunt interne, alea culturale, dacă ai niște dascăl carismatici, niște ăștia care vin cu, nu știu, comunism, cu nu știu ce. Ăla e un... Da, corect. Mi se pare că e chestie internă. Da, el cred că are în vedere de ăștia factori economici. Da. Ce ar fi intern? Asta ar fi o critică la el. Chestiile alea culturale, deci chiar dacă țin astea economice, e posibil să sucească în sau și americanii. Că dacă le era bine economic, o trecut spune. Și de asemenea, mai zice el, dar asta cred că a mai intrat noi în ele, dar să le menționăm doar atât că le spune și el, că o teorie nu poți să-i spui că este utopică doar pentru că lumea nu preferă să o implementeze, că e prea din orice motive, dar e prea departe de status quo sau ceva de genul ăsta. Nu e de ajuns ca să mă rog, numești utopică, ci trebuie să ea e utopică dacă majoritatea lumii are un motiv teoretic pentru a obiecta. Da? Da, de exemplu, dacă avem teoria prima noctis, da? De exemplu, ai un motiv pentru care lumea se va opune. Pot spune că e utopică în sensul că nu e implementabil imediat. El n-ar accepta asta, eu aș accepta. E utopic, în sensul că nu e implementabil imediat. Păi nu vrea lumea. Credința, nu contează. Credința care ar fi implementată mâine. Da, dar nu există niciun libertarian care să zică asta. Nu, nici exact. Din America, nici din București, nici să zică, da, domnule, libertarianism. Mâine. Da, nu, eu n-am cunoscut. Și obiecția e omniprezentă, știi? Libertarianismul e utopic. Ăștia cred că va fi implementat în
Și un al doilea punct pe care îl mai spune el aici este că un model pentru societate, ca să fie suficient de realist, nu trebuie să fie fezabil sau dezirabil, deci nici fezabil, nici dezirabil în toate sau pentru toate condițiile sociale, ci e de ajuns să spunem că există niște condiții sociale sub care acest model ar putea să triumfe, da, pe viitor. Deci, de exemplu, fie mai bun. De exemplu, dacă, cum să spun, dacă lumea nu și-ar mai bate copiii și nu și-ar mai trimite cu forța să fie spălați pe creier, poate că peste o generație, două, ar fi mai deschiși la convingere argumentativă, nu prin forță. Tu unde ziceai că va apărea libertarism? Oriunde, unde sunt bătuți copiii. Nu, parcă afecte ceva. Nu, am zis că unul dintre locurile în care ar putea să apare și să nu fie deranjat de alții e undeva pe insulă. Departe de lume. Adică, e greu de trăit nu, ca să fie și relevantă din punct de vedere teritorial, dar poți să spui ceva de genul Noua Zeelandă, Australia, undeva acolo, departe. Și nu poți să spui, din păcate, Marea Britanie, pentru că e prea aproape. Prea aproape de Franța. Am spațiu. Da, e departe în spațiu. Ah. E greu. Ți se pare? Nu, în spațiu chiar ar putea să apară. În spațiu chiar ar putea să apară. N-ai mers cu 368. Uite, vreau să trag un fel de concluzie pentru mine, că anarhie, cuvântul anarhie ar trebui folosit în sensul de libertate în care n-ai stăpâni și nu ai sclavi. Nu e haos, nu e legea junglei. Astăzi ai legea junglei în care unii puternici, care sunt niște cumătri care impun altora, ăia conduc viețile oamenilor. Le impun cu forța. Dar ei, controlând educația, au tot interesul cu asta, cu haosul, știi? Le impună sensul ăsta, știi? Nu primul sens pozitiv, ci ăsta negativ. Știi? Mm-hmm. Și nu o să facă drumuri. Nu știu, nu o să mai fie de asemenea. Da, o să stăm acasă. Mergi ca băiatul. Uite, m-am adus aminte ce vreau să zic mai devreme. E vorba de o apărare pentru bias-ul, pentru status quo. Unul dintre lucrurile care caracterizează natura umană este adaptabilitatea, da? Faptul că noi percepem mediul și suntem atât de adaptabil la el încât am dezvoltat capacitatea de a-l supune. Până la urmă, poți să o privești ca pe o adaptabilitate maximă, da? Dacă animalele se adaptează mediului în sensul că, în sensul pur darwinist, da? Că dinozaurii s-au micșorat, au ieșit din apă, pe uscat, ok, patru picioare, după aia două, whatever, da? Este de genul ăsta. Creierul, da, a reprezentat un gambit adaptiv extraordinar de mare, în sensul că, cel puțin în perioada inițială, da, a dus la mortalitate în naștere, da, foarte, foarte mare. E o cursă între... Deci copilul, da, prin selecție naturală. Deci e o cursă, copilul, da, se naște la ultimul moment în care poate să iasă din femeie fără să o omoare. Uh-huh. Da? Cam așa e. Noi acum am depășit acel moment, da? Există cezariană, există chestii mai avansate, dar nu mai... Și asta, strict asta, îți reduce mortalitatea în procesul de naștere destul de mult. Dar spuneam, și poți să privești ăsta ca fiind maximul de adaptabilitate, în sensul în care am depășit, am ieșit din paradigma adaptabilității, în sensul în care nu ne mai supunem noi mediului, ci facem ca mediul să ni se supună nouă. Ok, facem chestia asta cu tot felul de ajutoare. Dar o schimbare a status quo-ului trigăruiește în sine niște gene foarte ascunse, da, de rezistență la schimbare. Uh-huh. Da? Pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă se schimbă ceva din mediul înconjurător,
tu simți un stres, ăla e un stres evolutiv, în sensul că tu trebuie să înveți să te adaptezi la nou, niște pericol, da. Nou mediu, e un cost, e un cost în plus pe care trebuie să-l înduri atât din punct de vedere fizic, da, cât și filozofic. Dacă, de exemplu, trebuie să treci de la libertate la comunism maoist, da, e un cost puternic filozofic, după care va fi urmat și de un cost fizic, în sensul că o să faci foame. Uh-huh. Da? Și trebuie să începi să mănânci gândași, să faci alte trăznăi din astea. Sau chestii mai rele. Când înveți să folosești un telefon, te întreb dacă merită. Asta e și provocarea libertariană. Merită? Zic că nu merită. Renunți la porcăria asta care este. Exact, ăsta e avantajul ideii, da? Atunci când privim. Deci dacă pe de-o parte există o apărare pentru bias-ul de status quo, pe de altă parte, avantajele reprezintă un stimulant ca să te facă să treci peste angoasa asta, da, inițială. Poți să exemplifici mai simplu. Dacă te retragi în fața unui băț, că poate e un șarpe, sau te retragi din fața focului, astea sunt mecanisme de păstrare a status quo-ului, integrității corporale. Mm-hmm. În același timp, dacă rămâi prea mult pe loc, s-ar putea să mor de foc. Nu? Zis așa. Nu, da, există o de-asta și spre... Neapărat pesimist. De-asta spre nou, știi, oamenii mai vor chestii noi. Da, chestii care se entuziasmeze. Așa cum se satură, nu știu, de Avengers sau de... Numai că se satură și de stat în final, știi? Chiar. Uite, apare critica asta. Ați mai auzit-o cu... Dom'le, dacă libertarianismul e așa tare, de ce nu există? Dacă funcționează chestiile astea de selecție, știi, a normelor, la unii haechieme, vezi argumentul ăsta. De ce nu există? Trebuie să existe, nu... Ei, răspunsul este foarte ușor și ușor de imaginat, da? Îți imaginezi un fluviu care merge foarte repede, da? Deci, să zicem, ai un fluviu și la un moment dat e cât un trebuie să treacă printr-o strâmtoare, da? Și evident, debitul mare te accelerează cursul apei acolo. Ok. Ăsta este statul, cu toate mijloacele lui de propagandă și reînforsare, atât de sus în jos, cât și pe orizontală. Și ai libertarianismul. Este o barcă cu vâsle care trage în amonte. Nu trage să se ducă în curs cu fluviu, ci se trage invers. Ok, e... Da, dar statul e Titanic. E Titanic. Știi care era? Răspunsul tău care era? Răspunsul meu era că Haechianu ți-ar fi putut răspunde, da, dar normele se selectează pentru că garantează supraviețuie. Deci nu s-a selectat libertarianismul, că l-așteptăm de o viață. Răspunsul meu era... Supraviețuirea cui? A colectivității, nu știu, un trai mai bun. Nu e, trebuie să se selecteze în raport cu alte sisteme. Asta e mai bun. Poziția lor, ok. Da. Și eu zic, atunci ar trebui să rămânem încrustați. S-a terminat în 2000 evoluția? Uh-huh. Poate libertarianismul e o chestie, dar în 5000. Social-democrație, anii 2000. Da, asta zice Humer, că dacă ne încăpățânăm pe status quo, chiar ne încăpățânăm să n-avem lucruri mai bune. Da? Dar sistemul... Ce de asta folosește? Are el o expresie, că rămâi... Pe sistemul de aia n-avem lucruri frumoase, că stăm pe loc. Rămâi blocat, știi, rămâi... Da. Bun. Atunci. Pe această notă optimistă, episodul ăsta a fost mai scurt, dar cuprinzător. Data viitoare o să fie și mai tare. Pentru un Dodi, eu am fost Alexandru Chiriac, el e Gabi Munteanu, Valentin Berceanu și Costel Tavarache. Vă urăm libertate, e mai bună decât tot. La revedere!